Bună ziua, sunt Petri Șorobaie și vă invit la o nouă săptămână de media podcasturi, în care vom trece în revistă ce s-a mai întâmplat în media. Începem mediția de astăzi cu o veste venită de la proprietarii ProTV. Este vorba de compania Central European Media Enterprises, CME, pe scurt, care a decis în comitetul director să abordeze noi strategii de dezvoltare, strategii alternative de dezvoltare, iar aceste strategii ar presupune chiar o posibilă tranzacție, spune comunicatul celor de la CMI. Sunt mai multe variante pe care compania le ia în calcul. O variantă ar fi un parteneriat cu un alt investitor, o altă variantă ar fi continuarea activității pe linia pe care se desfășoară și acum, dar tranzacția este luată în calcul, chiar de două ori se spune în comunicatul CMI, că această variantă este una posibilă. Nu este obligatorie, dar este posibilă. Găsiți pe pagina de media comunicatul celor de la CMI. A doua veste vine din politica internă, care mai nou are foarte mare legătură cu media. Îl avem pe Rareș Bogdan, cap de listă la PNL. A fost rândul PSD să contracareze cu oamenii din media, Astfel că o avem pe Carmen Avram de la emisiunea în premieră pe listele PSD, nu pe prima poziție, așa cum este Rareș Bogdan, ci pe a doua poziție, dar este acolo, va candida pentru europarlamentare, situație în care, evident, emisiunea pe care o va realiza, o realizează la Antena 3, va trebui să-și găsească un alt coordonator. Până atunci e de că Antena 3 a mai contribuit cu un om la lista pentru europarlamentare, Chris Terhes, este un pastor greco-catolic, președinte al Coaliției Românilor din SUA, un pastor care a fost promovat în test de postul de televiziune al Intact. Vom vedea cine îi va lua locul lui Carmen Avram la Antena 3. Sunt deocamdată speculații, nu le dăm însă curs pentru că nu vrem să inducem în eroare până când nu avem toate datele necesare. Următoarea știre vine cumva din radio din, și din online, pentru că vorbim de un post de radio online, am mai vorbit de alte posturi radio online în edițiile trecute. De această dată vorbim de un blogger și un vlogger cunoscut, Hoinaru se numește, Alex Ciucă, mai exact. El va avea o emisiune pe un post de radio online, pe postul de radio pe care l-a dezvoltat Bogdan Stratulă. Bogdan Stratulă este un om care are zeci de ani de experiență în spate în FM, acum și-a dezvoltat propria lui afacere, propriului post de radio online, Urban Sunset, se numește acest proiect, și acolo îl vom vedea pe Hoinaru cu o emisiune. Tot pe pagina de media.ro veți găsi, evident, și audiențele sfârșitului de săptămână, un sfârșit de săptămână în care am avut România au talent, în care am avut ai umor, în care am avut meciul Suedia-România, un meci care, așa cum am scris și noi, a câștigat în audiențe, în fața iumor, dar, din păcate, a pierdut pe teren. Acesta a fost media podcastul de astăzi. Sunt Petrișor Obaie. Până la următoarea ediție, noi suntem cu ochii pe media.